Din ce în ce mai multe cazuri de viroze respiratorii, pneumonii și gripe atrage atenția Direcția de Sănătate Publică Buzău. Ca urmare a numărului mare de îmbolnăviri și presiunea de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău a crescut. Pe județul Buzău se înregistrează creșteri importante ale virozelor respiratorii, în așa fel încât, dacă ne-am comparat cu același sezon a anului precedent, ele au crescut de la 23.334 față de 16.212 anul trecut. Gripe, avem aproape 500 confirmate, cele mai multe clinic, dar și pe baza unor teste de laborator. În urma triajului care se face, se stabilește prioritatea acordării îngrijirilor medicale și numărul de resurse necesare și atunci acționăm conform ordinului 1706 și depunem tot efortul necesar pentru a răspunde urgențelor medicale pe care le prezintă pacienții ce vin la UPA. Cei mai mulți dintre bolnavi sunt persoane vârstnice și copii, spun epidemiologii. Nici nu a început bine școala, că o parte dintre elevi au renunțat să meargă la cursuri, fie pentru că prezintă simptomele specifice bolilor de sezon, fie că părinții se tem să-i mai trimită la clasă. În prima zi de școală, absenteismul școlar era raportat către noi, a fost de 148, astăzi a fost aproape de 400. Ne așteptăm și noi să avem situații de care am vrea să aflăm imediat, tocmai pentru a interveni prompt alături de echipele noastre din teren pentru rezolvarea acestor cazuri. Ministerul Sănătății și cel al Educației au solicitat cadrelor didactice la începutul orelor să realizeze un triaj epidemiologic, astfel încât elevii care prezintă simptome de gripă sau viroză respiratorie să fie trimiși la medic. Totodată au fost diseminate sfaturi și metode prin care cei mici se pot proteja.